Dragii mei, mulțumim Domnului care încă mai bine cuvintează. Să știți că Dumnezeu nu e ca și Guvernul României, care tot amână creșterea alocațiilor și a pensiilor cât pot mai mult. Că n-au bani. N-au resurse financiare, cel puțin așa spun ei. Dar, iubiții mei, Dumnezeu este bogat în bunătate și în îndurare. Și vreau să vă spun că singurele hambare care nu se termină niciodată sunt hambarele lui Dumnezeu. Acum nu știu câți dintre voi vreți să fiți binecuvântați de Dumnezeu și vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu prin copii. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, copiii sunt o moștenire de la Domnul. Dacă primarul de la Deva sau din altă parte s-ar lăsa o moștenire, așa te-ai bucura parcă, nu? Să te treacă pe testament. Fiecare copil, dragii mei, care vine în familia noastră, vine cu o binecuvântare din partea Domnului. Și spunea Domnul printr-un vas de lucru, în urmă cu mai bine de 15 ani, în România, un vas pe care îl cunoaștem personal și îl cunosc personal, atunci când copilul îi primit cu bucurie, atunci când copilul îi primit ca o binecuvântare, copilul acela va fi o binecuvântare. Și când copilul acela e primit cu suspine, cu clevetire, cu uh, iar o mai venit încă un prunc, sau cum spunea cineva, din greșeală am rămas însăcinată, zice. Dragii mei, copilul acela va produce numai traume în viață. Să știți că a fost primit ca o greutate, a fost primit cu clevetire, a fost primit cu, cu batjocură. Astăzi mă bucur de cele patru familii care au dus copiii la binecuvântare și că din toată inima că ei i-au primit pe copii cu toată inima, cu deschidere. Și mă rog acești copii să fie o binecuvântare pentru ei, pentru biserică, pentru națiunea română. Amin. Dragii mei, în această dimineață Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă și vreau să vorbesc despre puterea de influență a femeii. Se predică în mult în biserică despre bărbați, despre slujitori, despre nevoia de oameni al lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun astăzi că e nevoie și de femei care să fie femei al lui Dumnezeu. De mame care să fie mame cu influență. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu a înzestrat bărbații cu puterea de a conduce iar pe femei Dumnezeu le-a înzestrat cu puterea de a influența. Și știți fiecare în familiile voastre aceste două laturi, aceste două moduri în care partenerii acționează. Rar o să vezi o femeie care dă cu pumnul în masă, decât dacă nu-și vede locul și dacă nu are ce o treabă cu Dumnezeu. Dar unor bărbatul poate se impune, poate prin voce, poate prin tonalitate, poate vine cu un verset biblic și spune Dumnezeu m-a pus să conduc. Dar, iubiții mei, vreau să vă spun astăzi un lucru foarte important. Când bărbatul rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu, tot ceea ce el coordonează e binecuvântat de Dumnezeu și are consecințe extraordinare. Tot la fel este când femeia rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu și a bărbatului credincios. Influența ei și influența pe care ea o are este sub călăuzirea lui Dumnezeu și la fel influența acestei femei are consecințe deosebite. E atât de important, iubiții mei, să respectăm standardul pe care Dumnezeu l-a pus de la creație în familie. Îmi spunea un tată zilele trecute și m-a sunat, e disperat. O zis, frate Cristi, mi-a spus soția, dacă nu-mi convine să-mi fac bagajul și să plec. Și am câțiva copilași acasă. Și ceva s-a întâmplat, de Cristi. Și spun, hai să mergem la comitet, hai să mergem la frate păstor. Cine-i păstorul? să mă coordoneze pe mine. Cine e comitetul? Și mi-am dat seama, stând de vorbă cu acest om, care a spus că adică, Cristi, avem tot ce ne trebuie financiar. Avem frigiderul de avem de toate, avem casa noastră. Dar nu mai am pace în familie. Și de ce? Pentru că atunci, dragii mei, când unul din cei doi nu mai recunoaște locul, vreau să vă spun că tot ce face acel om va face sub influența distrugerii, sub influența demonică, sub influența diavolului. Dar atunci când mama și tata își cunoaște locul, tot ceea ce ei doi fac, dragii mei, este binecuvântat de Dumnezeu. Și spun, Doamne, dă-ne înțelepciune să ne cunoaștem locul unde ne-ai pus. Iubiții mei, am observat în scurta mea experiență de slujire, bărbați nemulțumiți de locul lor, dar am observat și femei nemulțumite de locul lor. Am fost într-o biserică și vedeam că vin biletele la un vo, nu unul pe altul. Și mă așteptam ca slujitorul să zic că avem o cântare, avem o poezie, avem multe cerințe. Și într-un final cineva mi-a spus, de Cristi, soția lui, tot trimite bilete. Vă păi cine să pună, Vă păi cine să anunțe. Acum că cineva trimite din sală un bilet și spune, mă, să nu uiți că ai promis ceva, ai e una. Dar au zis, în fiecare duminică, soția acestui frate îi trimite bilete. Ea era nemulțumită că în familie nu are loc, în comitet nu poate fi vădată, dacă poate influența așa. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că atunci când ne cunoaștem locul și facem ceea ce Dumnezeu ne-a pus să facem și subliniez ceea ce fratele Iosif Anca spunea la conferința cu frații păstor de la Oradia. la finalul vieții Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut să faci sau ce ai vrut tu să faci, ci dacă ai făcut ce ți-a pus El să faci. Dacă ne înțelegem locul și rostul, dragii mei, vom observa un lucru foarte interesant. Că femeia nu concurează cu bărbatul, ci femeia completează pe bărbat. Și bărbatul nu concurează cu femeia. Să-i că toată ziua, eu conduc mai bine ca tine, eu bag în viteză mai fain ca tine, eu parchez mai frumos ca tine. Iubiții mei, astea sunt vorbe care n-aduc nicio zidire în, în casele noastre. Vorbe de concurență, vorbe de, de umilință, de smerenie. Atunci când ne completăm unul pe altul, ca slujitori în biserică, ca și cântăreți, ca și copii într-o familie, ca și parteneri, Dumnezeu binecuvintează lucrul acela și familia aceea, dragii mei, este o familie pe care Dumnezeu va folosi să-și împlinească scopul lui. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne uităm, dragii mei, la câteva domenii în care o femeie care își vede locul și stă la dispoziția lui Dumnezeu are o influență magnifică. 1. Influență în viața națiunii. Influență în viața națiunii. Pe plan național, Mă uit la Estera și Dumnezeu o pune în Biblie, dragii mei, ca un model. Și nu intru în detalii foarte multe, pentru că dumneavoastră cei mai mulți cunoașteți cartea Esterei, cei care nu o cunoașteți și sunteți prieteni ai bisericii, vă rog frumos, mergeți acasă, citiți cartea aceasta, nu are multe capitole, o veți termina într-o oră jumătate de citit. Dar uitați-vă la această femeie, la această fată extraordinară, care își pune viața în pericol ca să intre la împărat și să vorbească în apărarea poporului ei. Și spune Vila Nestera 4 cu 16. Du-te strânge pe toți iudeii care se află în Susa. Îi spune Estera vereșorului ei, mai mare în vârstă, lui Mardoheu. Și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți trei zile. Nici noaptea, nici ziua. Și eu ce o să fac? Și eu voi posti odată cu slușticele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi, voi pieri. Iubiții mei, văd aici un model a unei femei gata, nu pentru afirmare, nu pentru like-uri, nu pentru mai mulți followers pe Instagram sau pe Facebook. O femeie gata să se sacrifice, să se sacrifice viața, reputația, viitorul. Știți pentru ce? pentru voia lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pregătește o tânără evreică an de zile, care în momentele cheie și riscă viața și salvează poporul influențând pe împărat într-un mod pozitiv. Și de atunci până astăzi poporul evreu sărbătorește o sărbătoare în care își amintește că o femeie care o stat la dispoziția lui Dumnezeu, care a apelat acum Fac o paranteză, iubiții mei, că suntem obligați de multe ori să facem paranteza asta. Că vedem astăzi tinere, cu gene false, cu unghii vopsite, cu pantaloni mulați și vor și ele să influențeze. Și putea și este să zic că îmi iau ceva mulat pe mine și o să mă întingă toiagul împăratul, o să-l impresionez cumva. Ascultați-mă, cea mai bună metodă de a influența, știți care e? Și asta nu e diabolică, ci duhovnicească. Postul și rugăciunea. Amin? amin. Măcar fetele care nu sunt căsătorite ar trebui să zic amin. Că vedem în ultimul timp, cu blugi rupți, cu umerii goi, dezgoliți, știți, din fabrică. Și vor bărbați binecuvântați. Iubiții mei, un bărbat binecuvântat nu se uită la așa ceva. Numai Samson se uită la așa ceva. Luați modelul esterei. Au zis, mă pun pe poș rugăciune. Și știu că împăratul din cer îmi va întinde toiagul și eu întins toiagul. Ce influență binecuvântată! Mi Am avut aminte aici la un vol în tine, înainte să mă ridic să vorbesc despre Richard Wurbrand. În 1945 a avut loc instaurarea comunismului în România. Dacă nu greșesc, sub Gheorghe, Gheorghe Dej, s-a făcut acel congres mare la care au fost chemați preoți, unii păstori, unii dintre ei colaborau cu securitatea și din preoții care erau prezenți, și le s-a cerut fiecăruia să aibă un cuvânt. Și le s-a spus clar, trebuie să aveți un cuvânt de apreciere a marxismului, de apreciere a ateismului, de apreciere a lui Stalin. Pentru că noi asta vrem să facem. Noi creștinismul vrem să-l îndepărtăm cât se poate și ceea ce vrem este să influențăm noi. Și era în sală Sabina Vurban și Coriciar vorbland. Și Dumnezeu fusese o ocărât, jocorit și mulți din oamenii care erau prezenți au vorbit pentru comuniști și împotriva lui Dumnezeu. Și au zis ce face o femeie cu influență. Se uită Sabina la Vorbland și spune, Richard, scoală-te în picioare și șterge scuipatul de pe obrazul lui Dumnezeu. Și s-a uitat Richard și a zis că își către ea, dacă mă scol în picioare tu nu o să mai ai bărbat ani de zile. Că știi ce fac oamenii așa? Auziți, vă rog, răspunsul Sabinei. Decât să am un laș lângă mine, mai bine am un erou în închisoare. Și s-a ridicat un munte de om. Nu era, nu era scund, era un om înalt. S-a ridicat în picioare și a vorbit împotriva marxismului și împotriva socialismului și împotriva comunismului și a vorbit în apărarea lui Dumnezeu. Într-1945 și -o 1947 au crezut că au scăpat. Au crezut că nu o să le facă nimeni nimic. Richard Wurbrand spune istoria că a împărțit un milion de Biblii în următorii doi ani, aproape trei, la soldații ruși care erau în România, care veniseră cu armata, care veniseră din partea comuniștilor. Și în 29 februarie 1948, în timp ce mergea spre biserica lui Luterană din București, s-a oprit o mașină neagră, i-a pus mâna la gură și l-a băgat în mașină. Următorii 14 ani. Următorii 14 ani. Richard face pușcărie și face închisoare. Aseara mi-a dat în bucătărie soția spăla vasele, Eu veneam de la evangelizare. și am găsit-o ascultând istoria uneia din cele mai influente femei din istoria României. Știți cum se cheamă? Sabina Vorban. Și vă invit, iubite surori, iubite surori, ascultați, audio sau citiți, dacă puteți, cartea noblețea suferinței de Sabina Burban. O să vedeți o femeie care și-a văzut locul, o femeie care a făcut pușcărie pentru Dumnezeu, o femeie care rămâne în paginile istoriei ca o femeie influentă. Putea să-l influențeze pe Richard să colaboreze cu securitatea. Putea să-l influențeze pe soțul ei să fie un pastor de renume, care să fie un colaborator al comuniștilor. Putea să-l influențeze în atâtea moduri. L-a influențat ca în ziua aceea decisivă să nu lase poporul lui Dumnezeu de rușine. Au plătit pentru asta un preț. Dar este o vorbă care îmi place și nu știu dacă nu Dostoevski a spus vorba asta când o mers la pușcărie și când sunt toți de acolo, sunt toți cu Biblia, cu Noul Testament și sunt toți convertit. O zis, mai bine să sufăr eu pentru adevăr decât să sufere adevărul din cauza mea. Doamne, binecuvântează toate surorile din biserică, toate fetele tinere, să vă dea Dumnezeu așa influență încât până la guvern să se audă de voi că v-ați ridicat și ați vorbit în apărarea lui Dumnezeu. Să nu fiți ca femeile din viața lui Samson, care au dus o cară națiunii lui Israel, care au dus rușine. Au avut și ele influență națională, dar o influență națională negativă. În al doilea rând, dragii mei, am observat că în al doilea domeniu în care femeile pot să aibă influență, este domeniul acesta de influență în viața bărbatului. În viața, bărbatului. Și Biblia spune în Proverbe 14 cu 1, femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Vreau să vă citesc un text din Biblie, foarte rar să predică din acest text, Doi Împărați, capitolul 4, începând cu versetul loc. dacă poți te rog să afișez. Într-o zi se trecea prin Sunem, acolo era o femeie bogată, Ia a stăruit de el să primească, să mănânce la ea. Ce frumos mai vezi surori care să spună vreau să mă ocup eu de musafirii ăștia. Vreau să fac eu mâncare în spate. Vreau să plătesc eu motorina asta. Dacă Dumnezeu m-a binecuvântat, să fie o binecuvântare pentru alții, nu? Ia a stăruit de el să primească, să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ia a zis bărbatului ei, și acum fiți foarte atenți, iubiții mei, știți ce putea să spune femeia asta? Auzi, dar nu mai sunt alte surori în biserică, numai noi, numai pe noi care. Tot noi facem mâncare, tot noi trebuie să pătim motorină. Tot noi trebuie să ne jertfim, să ne mai devreme, să găzduim. Femeia asta merge mai departe și spune, vreau să fac mai mult. Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi, este un om sfânt al lui Dumnezeu. Știți ce putea să spună? E un profitor. Trăiește din Evanghelie. N-are ce face tot ziua, numai mere la predică. O, oh, câte vorbe ne auzim din astea. De la femei fără minte. De la bărbați fără minte. Uitați o femeie înțeleaptă. Hai să facem o zi, să facem o mică o daie sus cu ziduri. Și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Vreau să vă întreb, s-a opus bărbatul el așa idee? Nu s-a opus. Că o știu cum să pună problema. O știu cum să vorbească. Și Biblia continuă, dragii mei, și nu mai continuie eu pentru că timpul trece. Vreau să vă spun că o dai aceea pe care femeia aceasta o face. Într-o zi, Dumnezeu se folosește de o aceea ca să-i învie copilul. Patul acela pe care îl face împreună cu soțul ei, pentru omul lui Dumnezeu, Dumnezeu folosește patul acela și în timp ce băiatul ei era mort pe patul acela întins, Dumnezeu folosește patul aceea, acela odaia aceea, ca să l readucă la viață. Și și vrea să ne spună nouă cuvântul. Tot ce faci pentru Dumnezeu astăzi cu cheltuială, cu sacrificiu, cu lacrimi, cu jerfă, se va întoarce într-o zi pentru binecuvântarea ta și a familiei tale. Slăvi să fie domnul! Ce influență frumoasă! Influență în viața bărbatului! Dragii mei, Vă dau și un exemplu negativ, că Biblia ne dă și exemple pozitive, dar ne dă și exemple negative. Și în întâi împărați 21 cu 5, Biblia spune ceva foarte interesant. Dar vreau să citez, iubiții mei, totuși, întâi împărați 21, vreau să citez și vestitele dinainte, că sunt tare importante. Ahaba a vorbit lui Nabot, versetul 2, dă în via ta să fac din ea o grădină de verdețuri că este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau dacă îți vine mai bine îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Versetul 5. Vine soția acasă. Soție de împărat. Ne nevastă, -ta, nevastă sa Izabela a venit la el și a zis Pentru ce zi este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns am vorbit cu un avot din Israel și i-am zis, dăm via ta pe preț de argint, sau dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis, nu pot să-ți dau via mea. iubiți mei, dacă era înțeleaptă femeia asta, gândiți-vă că era într-o poziție de conducere, într-o poziție cu influență. Dacă femeia asta era înțeleaptă, nu e așa că putea să-i zic următoarele cuvinte, auzi, Ahab, nu este altă vie în tot Israelul ăsta. Nu este un alt teren unde poți să faci ce vrei tu? Îți trebuie neapărat terenul ăsta. Auzi ce spune femeia aceasta, în 1 împărați 21 cu 7. Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu ce o să fac? Căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Iubiții mei, știi ce face femeia aceasta mai departe? Zice, mă ocup eu de cazul acesta. Îți rezolv eu investiția asta imobiliară. Și ascultați ce spune Biblia. După ce ea pune câțiva martori mincinoși care vorbesc împotriva lui Nabot, după ce Nabot este ucis cu pietre, vă rog să fiți foarte atenți ce îi spune Dumnezeu prin proroc în 1 Împărați 21 cu 23. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate, 21 cu 24, te rog să pui, din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Dar de ce, Doamne, ești a dur? 25. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevastă sa, Izabela, îl ațăța la aceasta. Iubiții mei, iubite surori, Vreau să fiu direct în această dimineață și să vă întreb la ce îl îndemn pe bărbatul tău? Care sunt sfaturile care le ai pentru soțul tău? Prin sfaturile care le dai, prin influența ta, atragi binecuvântarea lui Dumnezeu sau atragi blestemul asupra casei tale? Doamne, dă-ne înțelepciune! Trei. Influență în familie, în viața copiilor. Avem binecuvântări astăzi. Patru familii, nu? Avem mame în biserica noastră care și-au pus viața la dispoziția lui Dumnezeu ca să nască copii. Și ele au o influență puternică. Și astăzi, dragii mei, s-a pus înaintea noastră acest text din Exod, capitolul 2. Mama lui Moise, care are o dispoziție, care are un timp foarte mic la dispoziție în care să-l influențeze pe Moise. În care să facă ceva benefic pentru Moise. Și ați văzut în textul acesta cum este găsit Moise pe râu, pe, pe, pe fluviul Nil, cum este dus și este înfiat de fica lui Faraon. Și vine mama lui Moise și fica lui Faraon nu știa că este mama lui Moise. Și poate că de trei ori pe zi la nu știu exact, dar știu că până la patru, uneori și până la șase ani, femeile vrăcea laptau. Și mama lui Moise și o dat seama care numai trei, patru ani ușor. Timp să-l alăpteze pe Moise. Și acum gândiți-vă cât poate pe un copil de 3-4 ani. Și cred că alea 20 de minute de alăptat, mama lui Moise le folosea la maxim. Și în timp ce Moise mânca, mama îi spunea, tu nu ești de aici. Bunicul tău nu-i faraon, nu-i Ramses. Tatăl tău nu e un om care se închină la idole aceștia. Bunicul tău e Avram. Dumnezeul tău e Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și într-o zi o venit cea mai tristă veste pentru mama lui Moise, pentru Iochebed. Când fata lui Faraon a spus așa, deja mănâncă pireu, vorbesc în termenii noștri, deja mănâncă fructe, pireu de fructe, deja mănâncă mâncare, nu mai avem nevoie de tine, poți să pleci. Și-a plecat mama lui Moise. Dar au plecat, cred că, cu această, această bucurie în suflet. Pe lângă durerea despărțirii, au avut bucuria. Mi-am făcut parte. Și au trecut ani. La 40 de ani aude că Moise face o crimă. Și cred că au fost drobită în vremea aceea, în ziua aceea. Și cred că s-a gândit, am crescut un criminal. Am crescut un om care, uită ce face. Apoi următorii 40 de ani, mama lui Moise nu mai aude nimic de Moise, iubiții mei, de la 40 la 80 de ani. Și sunt mame în biserica asta și stăteam acolo în spate și mă uitam la câteva mame care plâng, care au copii în lume, care au crescut cu greu, care au cumpărat poate lapte praf pe datorie, care poate au zis, eu nu mănânc astăzi ca să mănânce copilul meu. Și poate n-ai mai auzit nimic de copilul tău de câteva zile, de câteva luni de zile. Poate îți distruge inima când vezi ceea ce face. Vreau să spun astăzi că avem un Dumnezeu care lucrează. Că avem un Dumnezeu care are putere și dintr-un criminal Dumnezeu face un lider și dintr-un bălbuit face un proroc. Între 40 de ani și 80 de ani eu chebet nu mai aude nimic și poate că am ram, eu a spus, ți-o trebuie prunci. Uite, vezi, s-a meritat. Dar unde Moise? și câte cuvinte n pas asupra unei mame și câte lovituri și jocuri de la vecini, de la neamuri și nu le folosesc la învon astăzi. Că v-ați îngrozi dintre voi. Dar le cunoaștem de la mărturisire că s-a în ultimul hal când măr la matern. De unii doctor din România. Îți bași de vecini de la scala de bloc. Dar vreau să vă spun că este un Dumnezeu care știe să ridice bazocul la vremea potrivită. Și din copilul tău să facă un lider, un proroc, un om al lui Dumnezeu. Și într-o zi la 80 de ani, la porțile Egiptului, vine Moise și se strâng bătrânii lui Israel și cred că printre bătrânii lui Israel s-a dus vorba din gură în gură. Și a fost chemat și Amram și Ochebed și cred că Moise, Biblia nu spune, dar cred că Moise a spus, mame și tati, vă mulțumesc că n-ați făcut cum fac alte mame, care avortează, care folosesc fel și fel de mijloace, că nu le trebuie prunci. Nu le mai trebuie sacrificiu. Nu le mai trebuie zdrobire. Vă mulțumesc că voi naște cu ca și alte mame. Și mi-ați dat naștere și m-ați îngrijit. Vreau să vă dau o veste bună. Dumnezeu m-a trimis să vă duc în Canaan. Ce zi frumoasă! Ce zi glorioasă! Atunci s a împlini versetul din 22 cu 6 proverbe. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Iubite mame, iubiți stas, ne cheamă Dumnezeu azi să ne facem partea. Că cel mai ușor lucru e să faci prunci. Dar au zis fratele lui Mițoi într-un mod extraordinar. Îi lași pe copii să crească sau crești copii. E mare diferență. Învață pe copil calea. Ce influență frumoasă. Ce mamă bucuroasă. V-ați gândit la ziua aceea când moi se mergea în fața poporului? Și-a întins toiagul în fața mării roșii și s-a deschis. Și s-a uitat de ochi la Amram și-a zis, e pruncul nostru. Îl folosește Dumnezeu. Parcă uitat de greu, parcă uitat de nil, parcă uitat de coșuletul acela de nuiele, uita de toate. Că vine o zi când Dumnezeu îți face dreptate. Continuă să stai lângă El, continuă să te rogi, să-ți faci partea. Să nu treacă o zi, iubite mame, să nu vă strângeți copiii la rugăciune. Era 11 seara, seara și copilul de 4 ani a zis, mami, nu facem părtășie. De ce? O întreba, nu facem și. Pentru că în fiecare seară avem și. Că dacă îi lasă să crească și nu faci nimic pentru ei, nu au fost pusă să mânți acolo ca să crească. Ce o să rodească? Că zice Pavel, eu am udat, eu am sădit, apoi l-au udat, Dumnezeu face să... Dacă este să se face să crească. În inima lui Moise a fost o sămânță semănată a unei mame cu influență. Doamne, Binecuvintează toate mamele bisericii. Ce influență puternică poți să ai asupra copilor. Spuneam Udi și tare mult m-a plăcut. De la... Până la 40 de ani nu crezut Moise că cineva. De la 40 de ani la 80 de ani Dumnezeu face din el un nimeni. Și de la 80 la 120 de ani Dumnezeu arată întregii lumi ce poate face cu un nimeni. Așa că acceptă zdrobirea pentru copilul tău, acceptă modul în care Dumnezeu lucrează, că toate astea sunt spre binele nostru. Vă dau și un exemplu negativ de o mamă care a influențat negativ pe copilul ei. Doi clonici 22 cu 2. Ahazia avea 42 de ani când a ajuns împărat și a domnit un an la Ierusalim. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri. El, adică Ahazia, a umblat în căile casei lui Ahab. Ce vă spunea mai înainte despre Ahab. Dar din ce cauză a umblat? Căci mama sa îi dădea sfaturi nelegiuite. Doamne, păzește -ne de astfel de sfaturi. Și dă-ne putere să ne creștem copiii lângă tine. Care sunt sfaturile care le dăm copiilor noștri? Spunea o mamă către o fată care era frică că nu se mai amârită. Au zis, îmbracă-te cât mai strâmt, să se uite un bărbat după tine până la urmă. Păi dacă îl cucerești cu corpul, cu corpul trebuie să ții. Ce faci când nu mai ai corpul ăla? Mergi la altă, asta se întâmplă. Iubiții mei, spunea Chefsbury, un om al domnezeu, Dumnezeu, dați-mi o generație de mame creștine și garantez că în 12 luni voi schimba fața societății. Doamne, mai ridică mame creștine, în adevăratul sens al cuvântului. 4. Influența femeii, influența mamei, în viața slujitorilor. Întâi, Samuel 1 cu 10, Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ana a plâns și Domnul i-a răspuns și l-a dat pe Samuel pe care i-a închina Domnului. L-a închina Domnului a zis, Doamne, vreau să fac un slujitor din el. Iubiții mei, omul acesta, Dumnezeu îl folosește mai târziu și devine o binecuvântare pentru tot Israelul. Și spune bine, Samuel 3 cu 20, tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Știți că a fost o zi, o noapte, când Dumnezeu l-a strigat pe Samuel pe nume. Și m-aș bucura ca fiecare din copiii noștri să aibă o astfel de întâlnire cu Dumnezeu, să-i cheme Dumnezeu pe nume. Dar vreau să vă spun că mamele, doar mamele care vorbesc cu Dumnezeu, vor avea copii cu care Dumnezeu va vorbi. Spunea Paul Black: Cu excepția puterii Duhului Sfânt, nu există pe pământ o altă putere mai mare decât a unei mame care se roagă. Mamele care s-au rugat au mutat mai mulți munți decât buldozărele lumii, spunea omul acesta. Continuă să te rogi. An, atunci când a fost înțepat de pe nina, când a trăit în acea traumă, a bat jocuri că nu putea să aibă copii. Vreau să vă spun, iubiții mei, că n-am mers să se plângă în, biserică. Că n-am mers pe la vecin să se plângă. A avut două variante. Ori mă plâng, ori plâng. Ce spun în Matei, capitolul 5. Ferite de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Și uitați-vă la cântarea Anei, când Dumnezeu îl dă pe Samuel. Ce bucuroasă, ce fericită. Cum spune ea că Dumnezeu a închis gura celor mari și a bajocoritorilor. Iubiții mei, mă gândesc la mama și bunica lui Timotei. Îi scrie Pavel lui Timotei și îi spune, mă gândesc la lacrimile tale, mă gândesc, mi-aduc aminte de credința ta, să mai întâi în bunica ta și în mama ta. Mame cu influență, femei cu influență, bunici cu influență. Vă dau și un exemplu negativ, câteva exemple negative, nu mă le amintesc. V-ați gândit că poate în spatele lui Alexandru Căldăraru s-ar putea să fi fost o mamă care l-a influențat. Spune Biblia despre Diotrev. Diotref era lider al unei biserici. Era conducătorul unei biserici. Și spune trei Ioan 1 cu nouă. Am scris ceva bisericii. Dar Diotref, căruia îi place să fie primul, să aibă ultimul cuvânt, să fie un dictator între ei, nu vrea să știe de noi. Am stat și m-am gândit. Nu știu, Biblia nu spune. Dar poate că învățat din familie lucrul ăsta. Că există un proverb în România și spune bine acest proverb. Așchia nu sare departe de trunchi. Doamne, binecuvintează toate surorile bisericii, toate femeile, să aibă influență în viața slujitorilor. Poate crește acolo un slujitor, acum ai pui sandwich, acum îl trimis la școală și poate nu știi că Dumnezeu peste câțiva ani va face din el un om de care se va folosi. Influența femeii, dragii mei, în viața cinci, în viața altor femei. În viața altor femei. Uitați-vă ce influență frumoasă a avut Naomi asupra lui Rut, încât Rut ajunge să spună următoarele cuvinte, 1 cu 16, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. În control vei merge, tu voi merge și eu. Unde vei locui, tu voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri, tu voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facem Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moarte. Iubiții mei, ce influență puternică! Că dacă era mama cu, cu fofica, înțelegeai, dar uitați-vă, era soacra cu nora. O soacră la care moare soțul și doi prunci. Trei mormântări în familie. Și încât te mai ții de Dumnezeu? <coughs> păi sunt femei care pentru că le doare măseaua în jură pe Dumnezeu. Sunt oameni care li s-a întâmplat ceva și deja nu mai poți să-i stăpânești. Și la femeia asta i-au murit trei oameni din familie, trei persoane. Și au rămas lângă Dumnezeu. Și într-o zi, când oameni au eu zis, mă întorc înapoi în țară. Că mi-am dat seama că nu mi oferă nimic. Nu mă moarte. O zis, Rud, vreau să vin cu tine. Ce influență puternică. Păi dacă soacra aia o bărfia sau făcea altceva, sau o prindea cu fel și fel de minciuni, de lucruri, nu cred că spunea Rud, vreau să vin cu tine. Iubiții mei, am acest îndemn, așa să ne trăim viața ca bărbați, ca femei, încât cei de lângă noi să vă dorească să ne urmeze. Amin. Și surorile în vârstă, poate o să zic că de Hristos, noi nu mai avem acum copiii nis mari, avem nepoți. Vreau să vă spun că surorile în vârstă au o influență puternică și pot să aibă o influență puternică asupra femeilor mai tinere. Nu? Tit 2 cu 3. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Dar de ce? Pentru că asta da dă autoritate. Să nu fie nici clevetitoare, nici de dată la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Ce frumos ar fi, ne fi de mare ajutor. Nu vezi o fată vopsită pe unghi, vezi cu gene false, să nu trebuiască noi ca păstor să merem, să o băgăm în birou, să-i spunem frumos. Să-i spui tu ca soră mai în vârstă, nu-i bine că prin unghiile alea vopsite tot de fapt îi spui lui Dumnezeu să-ți fie rușine, Doamne, că nu mai ai făcut cu mov. Nu e așa să poți să mergi tu ca femeie în vârstă, să-i spui frumos și să primească. Că dacă nu primești, acum mai treaba ei, dar măcar ți-ai făcut parte. Dar uitați-vă, dragii mei, surorile în vârstă pot să aibă o influență. Auzi de o femeie, de o fată mai tânără din biserică, după trei luni de căsătorie sau un an sau doi, că nu se înțelege, nu vrea să rămână supusă. O zis, du-te și învață să-și iubească bărbatul și copiii, nu? Vă dau și un exemplu negativ, să vedeți, o femeie care a avut influență negativă în viața altor femei, altei femei, chiar în viața fetei ei. Fata Erodiai de Marcu 6 cu 22 a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Rod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cere-mi orice vrei și îți voi da. Asta e o învățătură de minte pentru noi atenție mare la bucurii, la succes, ce promisiuni facem. Marcul 6 cu 24, fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezător. Iubiții mei, vreau să fiți foarte atenți, să fiți foarte atenți. O zis împăratul, dacă vrei să-ți dau jumătate din împărăție, adică câteva mii de hectare intravilan și extravilan, câteva zeci de mii de palmieri, câteva mii de blocuri, eu ți le dau. Ți le dau cu tot dragul. Dar au zis, maică, să auzi, cum te poți tu bucura de blocurile alea, de investiții, de chiriile care o să-ți vină, dacă atunci când băgăm un dans din ăla erotic, să ridică Ioan Botezătorul și predică împotriva noastră. Cum o să te poți tu bucura când vrei să trăiești în imoralitate, când vrei să-ți injectezi droguri în venă, când vrei să bei, să fumezi, să faci toate astea, nu? O zis, ăștia predică, și preoții, și păstorii, n-ai văzut că numai asta predică, împotriva păcatului. Și o zis, că să auzi, investițiile pe mai târziu, hai să ne scăpăm de sfântul ăsta. Iubiții mei, ce influență demonică să-și dorești să omori un sfânt. Frate Cristi, o să ziceți, frate Cristi, nu știu ce predice asta, că noi nu omorăm sfinți. Vreau să vă spun că la noi în biserică se omoară sfinți. Știți cum? Și în alte biserici. Lasă-l și pe Boariu și pe Răducan. Dă-le pace, mă. Fii tu prunc și umble cum vrei. Nu e omorând de sfinți asta. Așa e, omor sfinți. Sfinț. Și ajungi cum a păstit un tată din România, la 18 ani, i-a spus la copilul lui, hai la biserică. Era ziua lui, era duminică. Și au zis, tati, la biserică aia să mergi tu. Că ai spus că comitetul nu-i bun, pastorul nu-i bun, nimeni nu-i bun, numai tu ești bun. Păi dacă nu-i bun, nici să mă duc? Și ai omorât autoritatea slujitorilor în familia ta. Doamne, ferește-ne și păzește-ne. Și în ultimul rând, dragii mei, un ultim domeniu de influență despre care vreau să vorbesc astăzi este în căsătoriile copiilor. Și am observat, dragii mei, că aici e un lucru foarte sensibil. Foarte sensibil domeniu. Uitați-vă în Proverbe 31, nu mai deschid, nu mai citesc. Mama lui Lemuel, Lemuel îi dă sfaturi extraordinare pentru viață. Acelui împărat care îi stă în față pasul căsătoriei. Acelui împărat care, care trebuie să aleagă o fată. Și când ești tu într-o poziție mare și cu bani și cu influență, câte fete nu și l-ar fi dorit pe Lemuel. Și spune, mai că să ai grijă să nu-ți una lenioasă, să zie una a cărei lumină nu se stinge noaptea, care e harnică, care prin rodul muncii ei își chivernisește bine casă. Dragii mei, citesc din Genesta 27 cu 46 să vedeți Rebecca pentru Iacov. Rebeca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării, la ce mai este bună viață? M-a sunat un tată recent din altă biserică. A zis, frate Cristi, sunt distrus. Sunt distrus de căsătoria copilului meu, de eșecul din căsătorie. Mi scârbă deja, nu mai am ce să mai trăiesc parcă. Și uitați-vă aici, iubiții mei, Isaac a chemat pe Iacov. Ce frumoasă influență. Mama merge la soțul ei, îi spune durerea și Isaac a chemat pe Iacov la binecuvântat și i-a dat, nu sfatul, porunca aceasta. Genesta 28 cu 1. Să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Vreau să vă întreb, au ascultat Iacov? Au ascultat asta da, sau nu? Au ascultat. Iubiți mei, vă rog să-mi căutați în Biblie și să mă așteptați la final dacă găsiți expresia asta, Dumnezeul lui Avram, Isaac și sau? Este? De ce? De la pasul căsătoriei. O mers și o lua pe cineva din lume și o zis Dumnezeu, folosesc pe altcineva. Și Iacov a ascultat. O tras greu pentru ascultarea aia. au fost, nu Că ascultarea cere sacrificii, cere zdrobire. Noaptea mă topeam de frig, spunea el, și ziua mă topeam de căldură. Mai avea și ceva polțe de plătit. Dacă sătoria lui, dragii mei, a fost o binecuvântare și Dumnezeu îl pune lângă ceilalți patriarhi. Și și Iisus Hristos folosește cuvintele acestea la masă cu Avram, Isac și Iacov. Mă apropii de încheiere. Spunându-vă, dragii mei, un verset pe care fratele Cornel l-a mai amintit aici, Ioan 10 cu 10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să se prepădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Iubiții mei, iubite surori, vă vorbesc cu tot respectul, cu toată cinstea, dar cu avertisment din partea Duhului Sfânt, spunându-vă că o femeie nevegatoare poate fi așa de ușor manipulată de un duh demonic, și diavolul, uitați-vă la versetul ăsta și te rog să lași să o folosească spre împlinirea scopurilor sale. În urma influenței tale, nu trebuie să rămână moarte, ci trebuie să rămână viață. În urma influenței tale, trebuie să rămână nu blestem, ci trebuie să rămână binecuvântare. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Dar pentru asta, dragii mei, e nevoie de multă înțelepciune. E nevoie de multă înțelepciune. Pentru că sfaturile pe care tu le dai astăzi, ascultă-mă, cuvintele au putere în ele. Cuvintele au, au o încărcătură de putere în ele. Și pot să fie blestem sau binecuvântare. Și cuvintele acelea vor însoți copilul tău toată viața. Și ne spune Iacov 1 cu 5, dacă unia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o de la Dumnezeu. Iubiții mei, pentru o influență pozitivă, îi nevoie de multă înțelepciune pentru a evita conflictele, cursele diavolului, e necesar să fim vegheatori și să cerem lumină de la Dumnezeu. Pentru că fiecare gest, fiecare vorbă, fiecare influență are efect pentru ani de zile și chiar zeci de ani. Ca femei, de partea cui vă situați? De partea cazurilor negative sau pozitive? Închei cu mărturia Suzanne Wesley este una din cele mai remarcabile, dragii mei, eroine din galeria femeilor credinței. S-a născut în anul 1669 și vă rog să fiți atenți ce spun acum. Fiind ultima din cei 25 de copii ai doctorului Samuel Ensley. O purt acum tot felul de învățători, tot felul de predicatori, tot felul de curente, tot felul de oameni bine pregătiți care spun așa, un prunc suficient. Doi copii ajunge, nu mai fă de lasă-i, dă-le pace. În 1669, doctorul Samuel Ensley, preot, profet, pastor, care a făcut Oxfordul, Dumnezeu l-a binecuvântat cu 25 de copii și una din acele copile a fost Suzana Wesley. Suzana că se căsătorește la un moment dat și soțul ei, Samuel, absolvește Universitatea Oxford. Oameni cu școală, că nu puteți, bă, uite, oameni de ăștia au două clase, la afară de a face prunci, nu știu altceva. Nu. Nu a fost motivul, ci frica de Dumnezeu. Aș vrea și copiii să stea la locurile lor. A absolvit Universitatea Oxford în 1688 și în noiembrie, în același an, s-au căsătorit. Au avut 19 copii. Suzana a înțeles că fii sunt o moștenire de la Domnul. Vă dau o veste tristă. Nouă copii au murit în primii ani după naștere și unii la naștere. A rămas cu 10 copii pe care Suzana i-a iubit foarte mult. Toți au învățat Biblia, latina și greaca pe lângă limba lor maternă, engleza. Au rămas în viață șapte fete și trei băieți. Toți trei băieți au absolvit Oxfordul, cea mai de renume facultate din vremea aceea. La rândul lor, copiii au iubit-o cu aceeași căldură, cu aceeași măsură, John mărturisea că atunci când avea șase-șapte ani, se gândea că niciodată nu se va căsători, pentru că nu voi putea, spunea el, găsi o soție, așa cum are tatăl meu. Și a ținut casa cu foarte multă strictețe: dietă simplă, devoțiune în fiecare dimineață și seară, pediapsă strictă dacă era cazul, supraveghere atentă a educației copiilor. Valorile învățate în cămin au fost următoarele. Toleranță și acceptarea celorlalți, compasiune față de săraci, iubire față de semeni, generozitate, ospitalitate, prietenie, fidelitate. Devotamentul Suzanei, spune istoria creștină, în educarea copiilor este uluitor. Citez: Deși educarea atât de multor copii dă cu siguranță multă bătaie de cap și păstrează atât trupul cât și mintea ocupate, totuși consider, spunea ea, că nu este puțin lucru să mi se încredințeze grija atât de multor suflete. Cu siguranță nu va fi puțin lucru să stau în slava viitoare, în cea din urmă zi și să spun, Doamne, iată copiii pe care mi-ai dat, dintre care n-am pierdut pe niciunul, prin vreun exemplu negativ personal, nici prin faptul că am neglijat să imprim în mințile lor, în primii ani ai copilăriei, principiile adevăratei tale religii, și Virtuți, Continui. A făcut o regulă din a petrece o dată pe zi, o oră cu câte unul din copiii ei, astăzi cu John, mâine cu Charles, poi mâine cu ceilalți. Timp de rugăciune și discuții. În timpul acestei ore, ea putea să se intereseze de, de starea sufletului, progresul, temerile, așteptările și țintele lor. În acest mod, luau naștere de prinderile unei autoevaluări periodice. Atât de influent a fost persoana numită Susanna Wesley, asupra fiilor ei, încât a fost numită mama metodismului, nu a rostit niciodată o predică de la Anvon, n-a publicat nicio carte, n-a fondat nicio biserică. Și totuși, doi dintre fiii ei, John și Charles, pe când erau studenți la Oxford, au întemeiat mișcarea metodistă. Când au făcut statutul cultului metodist, aproape jumătate din regulile care au fost puse le-au luat din casă, de la mama. Ce frumos! În cartea sa Songs of the Church, Lady MacDougall scria Dacă vreodată o femeie s-a putut bucura că a adus copii pe lume, această femeie a fost Susanna Wesley. Fiii ei, John și Charles, au schimbat fața Angliei au fost canalele prin care binecuvântarea lui Dumnezeu a fost revărsată până la capătul pământului. Prin ei, prin copiii Suzanei, a venit reînvigorarea bisericii lui Hristos. Așa e ca să fie interesat, interesate să auziți finalul Suzanei. În timpul ultimelor clipe de boală, cu familia adunată în jur, le-a spus copiilor ei așa, copii, curând voi fi eliberată. Cântați un de laudă lui Dumnezeu. Aceasta este istoria uneia dintre cele mai respectate mame din istoria creștinismului. Biografia ei ne relevează povestea unei femei care a folosit puterea influenței și credința ca să ofere o creștere, o educație și o disciplină spirituală copiilor. Devotamentul ei, fără rezerve, față de Dumnezeu și față de familie, în ciuda sărăciei, a necazurilor, a unor dificultăți matrimoniale, oferă o inspirație uimitoare. Adam Clark, un mare om al lui Dumnezeu din vremea aceea spunea așa, am cunoscut multe femei pioase. Susanna Wesley le întrece pe toate. Iubite surori, vă prețuim? Ați fost înzestat de Dumnezeu cu un dar extraordinar. Noi ca bărbați uneori nu putem sta o oră cu pruncii, parcă ne supără, parcă ne... Și Dumnezeu vă folosi pe voi, 24 din 24. Și vă înzestrat cu niște daruri pe care păstori din România nu le au. Cu răbdare, cu empatie, cu înțelepciune. Și vă rog astăzi în numele Domnului ca slujitor al Bisericii Muntele Sionului, folosiți darurile pe care Dumnezeu vi a dat și creșteți copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Creșteți persoane de care Dumnezeu, când se va uita peste Deva și va spune care să fie următorul proroc, să zică băiatul acelei familii. Când se va uita peste Deva și va spune am nevoie de o soție de pastor pentru Sibiu, pentru Hunedoara, pentru Arad, pe care fată o iau, pe fata cele mame. Am nevoie de copii care se se ocupe de săraci, de orfani, de văduve, pe cine să iau copii din muntele Sionului, care au crescut lângă mame, care sunt ocupat de văduve, de orfani. Iubiții mei, mă rog Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră. Amin, amin. Nu subestimați, vă rog în numele Domnului, valoarea unei mame. Atunci când o mamă pleacă, rămâne în urmă sfaturile ei, rugăciunile ei, mărturia ei. Și Dumnezeu va folosi lucrurile acestea ca să binecuvinteze generațiile următoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru tot ceea ce faceți. Pentru nopțile nedormite. Am întrebat pe soția mea azi dimineață cum a fost copilul. Azi noapte și au zis musculat în fiecare oră. și spus o spus-o cu zâmbet, nu cu înjurături, nu cu blesteme, nu cu ciudă. m trezit în fiecare oră. Doamne, am înțeles rolul de părinți și am înțeles că tot ce vine în viață cu greu și cu sacrificiu aduce rod și binecuvântat de Dumnezeu. Știu că și voi vă sculați de multe ori pe noapte, știu că și voi faceți sacrificii mari. Dar cu aceste cuvinte vreau să închei. Următorul sandwich pe care să îl pui, să ar putea să l pui esterei. Când o să faci temele cu copilul tău de clasa a doua, să nu uiți că s-ar putea să faci temele la matematică cu Moise, cu Daniel, cu Samuel, Domnul, să vă bine Amin.